Sondaj de opinie pe care l-a realizat Observatorul Prahovean în ultimele două săptămâni, cel cu privire la opțiunile cititorilor noștri la alegerile prezidențiale din toamnă. Se pare că vom avea și alegeri prezidențiale în decalate, și anume în luna septembrie, deși în mod normal, repet, trebuia să fie undeva în luna decembrie. Ați avut la dispoziție aceste nume pe care le vedeți acum. Peste 5.000 de cititori au participat la acest sondaj, rezultatul fiind cel care este validat de majoritatea caselor de sondare a opiniei publice, spre disperarea celor de la PSD, PNL și așa mai departe, faptul că Mircea Gioană, în calitate de independent, a obținut cel puțin la sondajul nostru 30,6%, spre deosebire de liderii PNL, PSD, AUR și mai sunt câțiva pe acolo, gen Șoșoacă, care au obținut procente mult mai mici. Vă surprinde faptul că cel puțin din partea cititorilor Observatorul Prahovean, cei care au participat la acest sondaj, domnul Gioană este în preferințele lor? Nu mă surprinde și observ că din ce în ce mai mulți oameni îl încurajează pe domnul Gioană să candideze la alegerile prezidențiale. După cum bine știți, dânsul nu s-a exprimat în acest sens, are de îndeplinit un mandat la NATO, dar sunt foarte mulți români care îi cer să candideze la alegerile prezidențiale. Și cred că românii se uită un pic și la contextul geopolitic în care ne aflăm. Așa cum spuneam, că și la nivel local e nevoie de profesioniști, și la nivel național și în fruntea țării ai nevoie de oameni pregătiți, oameni care să stăpânească relațiile internaționale, care să gestioneze situații de criză, atât în ceea ce înseamnă politica internă, dar și politica internațională. Și sigur, Mircea Gioană ar fi un om pregătit și mai ales dacă va candida independent. Este clar că e nevoie de o gândire independentă în fruntea statului, o gândire care să fie deasupra partidelor mari, dar cu gândire mult prea mică pentru România. Domnule Apostolache, să sperăm că domnul Gioană se va regăsi pe buletinele de vot la alegerile prezidențiale și după lansarea cărții care a avut și la Ploiești, va urma o alta scrisă ca și memorii din partea președintelui României, nu doar a secretarului general adjunct al NATO. Vă mulțumesc pentru participare și vă doresc succes în aceeași măsură în care o fac cu toți competitorii electorali.